Astăzi vreau să salutăm prezența primarilor noștri, a dragilor noștri primari, a primăriților, dar a primarilor care au fost aleși, care au mandat de plin și care reprezintă mândria platformei DA. Suntem aici pentru că am vrut să ne simțim bine, să ne apropiem sufletește și în același timp să vă spunem că toate faptele bune pe care voi le faceți se înscriu pe răbojul de, eu știu, de performanță a unui partid politic ca platforma DA. Împreună cu dumneavoastră, astăzi o să salutăm rezultatele excelente pe care le-ați avut și rezultatele extraordinare care urmează. Împreună cu dumneavoastră, o să salutăm autonomia locală, așa cum o recunoaștem noi ca principiu fundamental și a subsidiarității. Și mai mult dintre dumneavoastră o să ne spuneți în fața acestei camere interesante de luat vederi, la ce, unde credeți că vom pune numărul în timp apropiat pentru că autonomia locală să înceapă cu adevărat a funcționa. Avem și niște reprezentanți deosebiți astăzi. Alături de noi este și domnul Viorel Furdui, care va transmite un mesaj special din partea Congresului Autorităților Locale, împreună cu liderul partidului Andrei Năstase și împreună cu vicepreședinții și cu primarii care ne reprezintă. Astăzi vom saluta, așa cum fac și canadienii, faptele bune ale primarilor noștri. Da, să suntem aici. Primul vorbitor este, fără îndoială, Andrei Năstase, președintele platformei DA, care va saluta și va transmite într-un fel mesajul esențial al partidului nostru, platforma de unitate și adevăr, pentru timpurile pe care noi trebuie să le schimbăm și trebuie să le așezăm așa încât să placă și să fie la îndemâna cetățeanului simplu. Andrei. Îi mulțumesc ambasadorului Igor Munteanu și vreau să spun că am avut această frumoasă ocazie în Parlamentul Austriac. Trebuie să merg acolo. Mergem acolo. Dar, anume așa este, nimic mai frumos nu poate fi decât să fii aclamat într-o instituție importantă și eu mă gândesc de fiecare dată la primarii noștri. Pentru că atunci când vorbesc și muncesc primarii, politicienii ar trebui să mai tacă. Dar cei de la platforma ta au demonstrat că sunt niște primari deosebiți, au demonstrat că sunt niște gospodari deosebiți și mă bucur foarte mult că alături de oamenii care s-au declarat afiliați platformei Demnitate și Adevăr, vin alături de noi și oameni neafiliați din primarii independenți, din primari din alte partide, pentru că au pus preț pe eforturile minunatei noastre echipe din Parlamentul Republicii Moldova, pe care unii dintre ei vedeți aici, pe Igor Munteanu, pe Alexandru Slusar, pe Vasile Năstase, pe Inga Grigoriu, Stela Macar sau Kiril Moțpan, Dinu Prungheu, Liviu Vovc. Am scăpat pe cineva? Am vorbit despre Slusar, n-ați fost atenți, am spus între primii. Am spus și pe el. Nu pot să iei pe cei doi piloni ai platformei Demnitate și Adevăr, Igor Munteanu și Alexandru Slusar, și vă spun de ce sunt pilonii și ai platformei, da, dar eu zic și a întregii noastre țări, pentru că anume ei sunt cei care au pus bazele unei legi foarte și foarte importante, legea 214 din 1 octombrie 2019, lege prin care colegii noștri, primarii, nu doar din platforma Demnitate și Adevăr, ci primarii din întreaga țară, indiferent de culoarea politică pe care o au îmbrățișat-o, au beneficiat de finanțe în plus pentru comunitățile lor, pentru comunitățile noastre, pentru oamenii din satele și orașele noastre. Și tot acest suport financiar venit de la centru către autoritățile locale s-a făcut pe principii, pe cu totul altfel de principii decât s-a întâmplat pe parcursul a 30 de ani. Pe principiul necesității, pe principiul oportunității economice și, bineînțeles, a contribuției fiecăruia la aceasta. Pentru că este vorba despre taxele sau impozitele pe venitul persoanelor fizice, iar asta înseamnă peste 680 de milioane de lei care au mers către comunitățile noastre. Bunăoară la Căușeni, în orașul Căușeni, au rămas în datorită platformei Demnitate și Adevăr a legii elaborate și votate de către platforma Demnitate și Adevăr peste 11 milioane de lei. V-am dat doar un caz. Asemenea cazuri sunt în toate comunele, în toate satele, în toate orașele noastre și asta este un lucru extraordinar pentru că înseamnă o abordare inteligentă, înseamnă o abordare deșteaptă, este o abordare, dacă vreți, înțeleaptă.
pentru că de-a lungul timpului au beneficiat de fonduri de la nivelul central anumite localități, altele rămânând fără niciun fel de suport, și asta s-a întâmplat doar pe baze și criterii politice. Eu vreau personal să le mulțumesc tuturor primarilor platformei DAT, dar și celor care au ales în general să se includă în această activitate autorității publice locale, indiferent de culoarea politică, repet, pentru că asta înseamnă a sluji oamenii, asta înseamnă a sluji comunitățile din care ne tragem cu toții și, bineînțeles, fac un angajament public față de toată lumea, față de toate comunitățile noastre. Platforma Demnitate și Adevăr va continua ceea ce a început în stradă, a continuat în Parlamentul Republicii Moldova și spun că va continua și în următorul Parlament și, bineînțeles, într-un viitor guvern pro-european, reformator, un guvern pentru oameni, un guvern care își dorește să facă dreptate și să facă o viață mai bună tuturor celor care trăiesc în Republica Moldova, dar și cei care se văd nevoiți să stea încă în străinătate. Ce să vă mai spun? Sunt mândru de primarii noștri, sunt mândru de consilierii noștri din teritoriu și mă bucur că au rămas fideli unei cauze, unei cauze pe care am slujit-o de-a lungul timpului în orice calitate ne-am aflat. Am slujit-o ca activiști civici în stradă, am slujit-o la Parlament, am slujit-o o mică perioadă de timp la guvern și asta o vom face și de acum încolo. Vom munci în continuare pentru oameni, pentru o țară în care să vrei să trăiești, pentru că noi suntem echipa faptelor bune. Suntem echipa unită de fapta bună. Și pentru că fapta bună ne unește, pe data de 11 iulie am decis cu toții să votăm platforma Demnitate și Adevăr. Fapta bună ne adună. Votăm platforma, da. Fapta bună ne adună. Votăm platforma, da. Asta o să spunem pe parcurs. Stimați prieteni, după cum zic, după, da. Stimați prieteni, după cum am menționat, un distins oaspete pentru acest eveniment de astăzi este domnul Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale, care va transmite un mesaj din partea celei mai largi asociații a autorităților locale de Republica Moldova, o asociație care și-a câștigat faima prin insistență, prin curaj și prin principialitatea de a vorbi în numele tuturor primarilor, fără anumite favoruri sau avantaje de culori politice. Și exact acest lucru apreciem foarte mult din partea Congresul Autorităților Locale. Cu siguranță eu mă bucur foarte mult să văd foarte multe fețe cunoscute, colegi primari, aleși locali. Din start vreau să vă spun de fapt două lucruri. În primul rând, sigur că vă salut și vreau să vă spun din start că noi foarte mult apreciem munca care a fost depusă și colaborarea pe care am avut-o împreună cu colegii din cadrul platformei, da, respectiv în Parlament, aceste inițiative care au vizat administrația publică locală au fost înaintate ca inițiativă în comun și au adus o anumită schimbare spre bine la nivelul comunităților locale. Cu siguranță sunt proiecte care încă urmează a fi discutate, aprobate. Avem un orizont foarte larg de a fi adoptate acte care să îmbunătățească viața autorităților publice locale, iar de fapt direct a cetățenilor. Deci, repet încă o dată, apreciem foarte mult acest lucru. În mod special eu aș aprecia activitatea și a domnului Munteanu, domnului Slusar, Dinu Plângău. Așteptăm decizia Curții Constituționale pe taxele locale, care iarăși trebuie să fie o lecție pentru totdeauna, pentru guvernanță, ca să nu se mai bage în competențele administrații publice locale. Și al doilea lucru, mi se pare că tot e important, este care vizează așa, poate că e mai strategic, este că, iarăși apreciem faptul că descentralizarea, autonomia locală în cadrul formațiunii dumneavoastră reprezintă o prioritate. Și a fost nu pur și simplu o prioritate declarată, dar de fapt e o prioritate asumată, pentru că vreau să spun deja, din experiența noastră, deja mai mult de 20 de ani de lucru
lucru cu administrația locală și urmărind tot acest bomont politic care există în Republica Moldova, respectiv o concluzie este că descentralizarea și autonomia locală este importantă și pentru însăși partidele din Republica Moldova, dacă vor să aibă o bază, un fundament foarte important la și serios la nivelul localităților, pentru ca primarii să fie afiliați și cu adevărat să aibă o anumită ideologie, viziune, dar și cei care ajung în Parlament, respectiv să fie siguri că în spatele lor există un spate foarte puternic. De ce nu mi rămâne decât să vă urez succes. Mă bucur foarte mult că ați fost printre primii cei care ați semnat angajamentul ca descentralizare și autonomie locală să fie o prioritate guvernamentală, chiar și dacă au mai semnat-o și alții și alături de dumneavoastră, dar este foarte important faptul că ați reacționat foarte rapid, ați reacționat la cel mai înalt nivel din cadrul partidului și vreau să spun că aceasta este apreciat. Respectiv, mult succes înainte, eu cred că este nevoie de dumneavoastră în toată această viitoare configurație guvernamentală, politică și sperăm foarte mult ca să atingem acel nostru deziderat comun ca Republica Moldova să fie reconstruită de jos în sus, dar anume în baza intereselor administrației publice locale. Mult succes și colaborare de succes! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Viorel Furdoi, pentru cuvintele principale și la subiectul autonomiei locale. Noi întotdeauna am avut foarte multă speranță față de un congres a autorităților locale. Am pus umărul la înființare și sunt convins că va da un exemplu și pentru alte asociații autorităților locale din toată Europa. Un important filozof englez, John Stuart Mill, spunea că libertatea este cu atât mai mult apreciată atunci când lipsește. Și autonomia locală este foarte apreciată, mai ales atunci când nu este pe deplin exercitată de către autoritățile locale. Noi vom fi întotdeauna alături de comunități, de primari, de consilieri, pentru că noi apreciem munca lor în slujba cetățeanului. Și să știți că împreună avem foarte multe lucruri de atins. Avem zonele defavorizate, proiectul de lege care este în Parlamentul Republicii Moldova și care trebuie să dea un tichet pentru finanțare suplimentară pentru zonele cele mai sărace din Republica Moldova. Acest lucru solicită anual o finanțare de cel puțin 200 de milioane de lei pentru începutul acestui program de relansare a satului moldovenesc. Avem de asemenea importante priorități legate de faptul că în Republica Moldova trebuie să intrăm în etapa în care autoritățile locale trebuie să acceseze fonduri directe de la Uniunea Europeană. Pentru că dacă nu facem acest lucru, vom rămâne și mai mult izolați de transformările care se întâmplă în Europa Centrală și de Est și noi nu vrem ca Republica Moldova să fie izolată de traseul european. Trebuie să punem ca autonomia locală să funcționeze în serviciul cetățenilor. Pentru că timpul nostru este dedicat acestui eveniment, am vrea să celebrăm și să confirmăm încă o dată prestigiul de care se bucură primarii, invitându-i la acest microfon pentru ca să ne spună, să ne afirme cât de important este și pentru dânșii sprijinul platformei, da? Și o să începem probabil prin a o invita pe doamna primar de Mateuț la acest microfon și să știți că doamnele întotdeauna au prioritate în ceea ce facem noi. Vă rog frumos! La fiecare scrutin electoral, fie local, fie prezidențial, fie parlamentar, toți strigă într-un cuvânt că Moldova are nevoie de o schimbare. Și iată, circa 30 de ani de independență, toți strigăm că avem nevoie de o schimbare și acea schimbare nu mai vine. Alegerea se face, dar schimbarea rămâne mereu așteptată. Noi, reprezentanții autorităților publice locale, avem cel mai mare nevoie de această schimbare, pentru că, în caz contrar, riscăm ca Moldova să rămână fără sate, fără localități rurale, ca localitățile să rămână depopulate, pentru că din sate pleacă anume
acea parte a societății care este aptă de muncă, care este aptă de gândire, care are copii și astfel Moldova rămâne fără viitor. Pentru că asemenea cetățeni pleacă nu numai de la sate, pleacă și de la orașe, chiar dacă în orașe situația este un pic mai bună. Pentru a salva satele Moldovei, Parlamentul Republicii Moldova are nevoie anume de această formațiune politică, anume de Platforma Demnitate și Adevăr, anume de această platformă care a unit majoritatea primarilor, anume această platformă este unită prin fapte bune, anume această platformă Demnitate și Adevăr are deplină capacitate pentru a îndeplini toate promisiunile și pentru a readuce Moldova pe făgașul bunătății, realității și bunăstării. La 11 iulie votăm Platforma Demnitate și Adevăr pentru o adevărată schimbare, pentru un viitor fericit acasă, aici, în Moldova. Mulțumim! De la nord la sud o să-l rugăm pe domnul primar de Căușeni, Anatol Donțu, să vină alături de noi, pentru ca să spună lucrurile pe care le consideră importante pentru această săptămână de foc care urmează. În primul rând, bună ziua la toți. Într-a doilea rând, eu mă mândresc cu faptul că fac parte din echipa platformei, da? Vreau să spun că multe lucruri bune care s-au făcut în orașul meu sunt... Haideți să spunem așa, 90% datorită platformei, da? Datorită îndrumării corecte care au fost făcute de echipa platformei, da? Și proiecte de legi care au fost înaintate de platforma, da? A făcut ca orașul meu să înflorească, ca orașul meu să dezvolte, ca locuitorii orașul meu să rămâie acasă, să nu plece de acasă. Și una, vreau să spun, pe data de 11 iulie, votăm platforma, da? Că este una dintre cele mai bune partide care cred că ar să facă schimbare în Republica Moldova. Un primar la care ținem foarte mult este doamna Rodica Agreci, primarul de Milești Mici. Dânsa întotdeauna are atâta entuziasm și atâta deschidere la dialog încât poate transmite ștafieta și poate crea exemple motivaționale pentru oricare. O rugăm frumos să vină alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, stimați colegi! Vă salut! Vreau să vă zic că eu mă numesc Rodica Agrici, sunt primar de Milești Mici și mă mândresc cu asta. De când sunt primar, bugetul primăriei Milești Mici a crescut cu 600.000. Deci cu ajutorul platformei Demnitate și Adevăr îmi înflorește într-adevăr comuna pe care eu o conduc. Sunt mândră de acest partid, de această echipă, să știți că nu importă culoarea partidului, nu importă culoarea primarului, vrem ca satele noastre să se dezvolte în continuare, să fie cu canalizare, cu apeduct, cu toate condițiile pentru omul de la țară, fiindcă omul de la țară este foarte important pentru această republică, deci țara noastră, Republica Moldova. Haideți să votăm pe 11 iulie Platforma Demnitate și Adevăr pentru primar, pentru locuitorii acestei țări. Mulțumim frumos! După cum ați văzut, doamna Rodica Agrici își ține fasonul și stilul. O să-l rugăm să vină aici alături de noi pe domnul primar din Anenii Noi. Făcenii din Anenii Noi, vă rog frumos! Stimați concetățeni, bună ziua! Mă bucur foarte mult să vă salut în preajma, având echipa spartanilor de Republica Moldova, echipa platformei DA. Vreau să aduc multe recunoștințe acestor oameni care, a idoma spartanilor din era când au luptat și s-au apărat cu demnitate pentru a-și proteja pământurile. Totodată astăzi voi menționa și faptul că acești oameni sunt cei din oastea lui Ștefan cel Mare de altă dată, că astăzi, 2 iulie, îl comemorăm și îl cinstim cu mare
demnitate, pentru eroismul care l-a făcut și această analogie o voi face și cu colegii noștri de la Platforma DA. Vreau să vă spun că acest eroism care a fost pornit încă de pe vremea protestelor naționale, unde au reușit să mobilizeze sute de mii de oameni în care să trezească spiritul luptei pentru apărarea intereselor bune ale umanității, ale națiunii noastre moldovenești, și mă bucur foarte mult că s-a reușit să ajungă și într-un final această mână de oameni a reușit să se impună prin productivitate maximă, cea mai bună rezultativitate la capitolul inițiative legislative și productivitate în legislativ. Totodată am observat o atitudine specială a colegilor de la Platforma DA pentru comunitățile rurale. Și în acest sens vreau să vă spun că am fost foarte des auziți, ascultați în ceea ce privește abordarea individuală și de dezvoltare socioeconomică a satelor noastre. Și aici accentele, dacă vor fi puse în continuare pe abordarea dezvoltării individuale a localităților și prin prisma autonomiei locale și descentralizării financiare, credeți-mă, satele noastre prin prisma competițiilor au mari șanse de dezvoltare și a concura cu toate satele din Uniunea Europeană. Într-un final, vreau să vă chem, fraților, pe data de 11 iulie, fiți alături de Platforma DA, fiți alături de oamenii care știu să lupte cu demnitate pentru adevărul care pentru noi cel mai mult contează. Este foarte important ca noi în Parlamentul care urmează să fim reprezentați cu demnitate și cu virtuozitate în tot ceea ce privește viața noastră din comunitatea noastră. Într-un ceas bun să ne fie oameni buni! Mulțumim! Domnul primar de Fohăceni chiar ne-a dat o lecție pentru ca să întărească mesajul pe care l-a avut, chiar și-a făcut semnul crucii. Cred că ajungem la primarul, care este și primarul localității gazde de la Costești, este domnul Vasile Bortă, primarul unuia dintre cele mai numeroase localități din centrul Republicii Moldova. Satul Costești este cunoscut, este slăvit prin personalitățile pe care le-a generat și prin stilul caracteristic de antreprenoriat, de dezvoltare a micilor afaceri, un stil care trebuie să producă efecte și în toate localitățile din Republica Moldova. Domnul primar, vă așteptăm. Fraților, stimați colegi, vă zic bună ziua și bine ați venit aici la Costești. Stimați concetățeni, stimați alegători, sunt determinat și de a participa în alegerile parlamentare din numele Platformei DA ca primar, unde vin cu inițiativa și cu părerea că suntem demni și vom fi demni să apărăm interesele locuitorii satelor, deci cetățenilor, și îmi pare bine că candidez din numele Platformei DA, pentru că este unica formațiune care a venit cu inițiative de legi în Parlament, unde am avut câștigat bugetele locale, localitatea satului Costești de 1.200.000 din inițiativele de legi care impozitele din venit din salariu, și sper că pe viitor împreună cu echipa care este înaintată în Parlament vom promova legi noi, inițiative noi de legi, unde vor veni impozitele în bugetele locale, vom dezvolta localitățile cu inițiative de legi care o să vină noi. Noi suntem Platforma DA pentru demnitate și adevăr. Vă rugăm să ieșiți la vot pe data de 11 și să ne susțineți, toți care mă cunosc din raionul Ialoveni, vă rog să mă susțineți, să mergem în alegeri, să aducem rezultate bune. Noi suntem cei care vom apăra interesele cetățenilor. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnul primar, vom fi și noi alături de dumneavoastră în tot ce aveți de gând să faceți, pentru că contați ca localitate, ca inițiativă, ca spirit. În continuare, cei care vor dori să vorbească sunt invitați, dar în primul rând aș dori să invit pe colegii mei, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, Dinu, Inga, Kiril, Stella. Vă rog să veniți mai aproape, pentru că să avem într-un fel un mesaj comun. Cine începe? Aici doar o parte dintre ei. Asta vă suntem așa, semi. Da.
Bună ziua, stimați primari, bună ziua, stimați aleși ai localităților noastre. Vreau să vă spun că noi în legislatura 10 a Parlamentului, care deja este dizolvat, am muncit astfel încât satele noastre să fie dezvoltate, să fie cu proiecte locale benefice pentru locuitorii săi, și anume drumuri, iluminat stradal, zone de agrement, locuri bune, astfel încât să vină și agenții economici să se implice în crearea locurilor de muncă. În următorul Parlament vă promitem că ne vom bate pentru legile noastre care deja sunt înregistrate și ele sunt cel puțin 5 la număr, care vizează suplinirea bugetelor locale și în același timp dezvoltarea regională. Vă promitem că în următorul Parlament vom fi și mai aprici în lupta pentru aceste proiecte, astfel ca în anul 2021 să aveți acei bani pe care i-am preconizat suplimentar la bugetele locale, peste 1 miliard de lei la suma care ar însemna 680 milioane care deja se alocă anual. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua tuturor! Colegii au vorbit despre proiecte de legi bune pentru cetățeni, proiecte de legi bune pentru comunitățile noastre, pentru a ca fiecare cetățean, indiferent de care sat face parte, de la sud la nord, de la vest la est, să poată beneficia de drumuri bune, de infrastructură bună, de apeduct, canalizare. În același timp, în Parlamentul Republicii Moldova, deputații noștri s-au bătut pentru o mai bună finanțare pentru satele noastre și prin instanțe de judecată, la Curtea Constituțională, acolo unde am încercat din răsputeri să apărăm interesele cetățeanului de rând, cetățenilor din fiecare oraș și fiecare sat din Republica Moldova. Aceleași angajamente le facem și în viitor. Avem proiecte de legi bune, ne vom bate pentru fiecare leu care urmează să meargă în satele și comunitățile noastre, pentru fiecare drum, pentru fiecare iluminat stradal. Oamenii din Republica Moldova merită o viață bună, oamenii din Republica Moldova merită infrastructură de calitate, infrastructură europeană. Mersi. Stimați primari, să știți că în această campanie, și nu numai, noi ajungem în foarte multe localități, discutăm absolut cu toți primarii, indiferent de culoarea lor politică, și vreau să vă spun, ei ne sunt recunoscători pentru faptul că în sfârșit s-a găsit o echipă de oameni care a intrat în pielea primarilor, a înțeles cât este de complicat atunci când trebuie să stai cu mâna întinsă pentru câțiva bănuți, pentru a repara un drum sau a repara un acoperiș sau a face canalizarea de care este nevoie în localitate. Deci acel proiect de lege pe care l-am votat noi în această legislatură și prin care 700 de milioane de lei anual vor ajunge în bugetele locale este doar începutul. Toți sunt de acord și ne susțin în dezideratul nostru pentru a oferi o susținere, un fundament solid fiscal autonomiei locale. Vom continua cu acele proiecte de legi și vă zic sincer, ne recunosc că dacă reușim să votăm și proiectele de legi care deja sunt înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova, și cel cu impozitul pe venit al persoanelor juridice și cel cu impozitul pentru resursele minerale, deja ne recunosc că nu vor mai îmbla cu mâna întinsă nici la consiliile raionale, nici la deputați, nici la cei de la centru. Vă îndemn să votați sigur platforma DA. Am făcut deja câte ceva pentru autoritățile locale și vom continua să mergem pe aceeași cale. Un gânditor al secolului XIX spunea că nu ești bun de nimic dacă ești bun doar pentru tine. Iată că un partid în Republica Moldova, o echipă extraordinară, nu muncești pentru ea, ci pentru țară, pentru fiecare cetățean. Vreau să pun un cuvânt pentru primarii noștri, care fac echipă extraordinară, și oricare dintre colegii mei va confirma că acolo unde avem noi primari, viața e cu totul altfel, pentru că interesul este de a munci pentru acea comunitate, pentru fiecare cetățean. Noi ne vom lupta și în continuare pentru oameni extraordinari care reprezintă platforma, iar prin platforma de imitare și adevăr reprezintă țara. Vom reuși, vom reuși împreună pe 11 iulie să facem un parlament funcțional, extrem de bun, un guvern calitativ, profesionist, votând platforma de imitare și adevăr.
De când ne-am implicat în politică, platforma DA a încercat să coaguleze întreaga societate. Noi nu am împărțit primarii în ai noștri și ai lor. Noi nu am împărțit oamenii în buni și răi. Nu am încercat să-i unim pe toți. Noi am încercat să creăm o țară în care să vrei să trăiești. Și am demonstrat prin fapte bune în acest parlament că este posibil. Îndemnăm cetățenii să ne susțină. Noi știm cum să creăm un trai decent pentru oamenii noștri acasă. Dar pentru aceasta este nevoie de votul dumneavoastră pe 11 iulie pentru platforma DA, pentru echipa faptelor bune, pentru cei care într-adevăr au muncit în Parlament și vor continua să muncească pentru cetățeni. Eu îmi permit să intervin de fiecare dată pentru că nu pot să nu o fac. Uitați-vă la ei, la ăștia trei. În stradă s-au bătut cu cei care furau miliardele de la oameni. Uitați-vă la toți ceilalți, Kirill Moțpan, Stela, Igor Munteanu, toți primarii noștri. Acești oameni au fost în stradă. Ei, când au ajuns în Parlament, ce au făcut? Au condus niște anchete. Alexandru Slusar, care acum este la o întâlnire cu... La Pușna. A condus ancheta împotriva celor care au furat miliardele. Igor Munteanu, împotriva celor care au concesionat, au privatizat în mod ilegal, în mod ilicit. Inga Grigoriu s-a ocupat de cei care au spălat prin Republica Moldova miliarde. Și toți ei, deputații platformei DA, au muncit să ducă miliarde la oamenii de la țară, în orașele, în satele noastre. În timp ce unii furau cu zecile de miliarde, doar în anul trecut, anul de care vorbim, 700 de milioane, aproape de un miliard, au ajuns în orașele și în satele noastre datorită celor de la platforma DA. Și vă rog să luați aminte. În spatele unor sigle, în spatele unor simboluri, stau niște oameni. Pe Dinu Plângău o să-l găsiți în spatele acestui simbol, platforma DA. Pe Liviu Vovc, aici o să-l găsiți. Pe Inga Grigoriu, în platforma DA o să-l găsiți, nu în altă parte. Pe Igor Munteanu, în platforma DA, pe Stella Macari, pe Kirill Moțpan, pe Alexandru Slusar, pe Vasile Năstase, pe Maria Ciobanu, pe Ion Terguță, pe Iana Stanțieru, care în momentul de față face campanie în paralel, și în diasporă, și la ea, acasă, la Glodeni. Pe toți noi o să-i vedeți la platforma Demnitate și Adevăr. Oamenii faptelor bune sunt la platforma DA. În campanie electorală, de obicei, vin și promit toți. Noi venim să spunem ce vom continua să facem, nu ceea ce vom începe abia. Ce vom continua să facem, ceea ce am început în stradă, am continuat în Parlament și Guvern, vom face și în viitorul Parlament. Un Parlament care, dacă nu ne oferă o majoritate pro-europeană, o majoritate reformatoare, avem o datorie față de oameni, să dăm socoteală de ce nu s-a întâmplat acest lucru. Iată de ce îndemn toată lumea bună din Republica Moldova să dea un vot util, un vot rațional pentru platforma Demnitate și Adevăr. Platforma DA este cea care oferă Republicii Moldova garanția unui parcurs european, unui parcurs de înfrățire cu România, unui parcurs normal, unei vieți normale și a dreptății pe aceste pământuri. Vă îndemn să facem cu toții o faptă bună pe 11 iulie și să votăm cu toții platforma DA, pentru că fapta bună ne adună. Votăm platforma DA! Bună ziua la toți! Și nu odată am menționat faptul că echipa platformei DA este o echipă de oameni profesioniști. Oameni cu suflet mare, care își vor schimbare atât în Republica Moldova, cât și în satele și comunitățile noastre. Și nu odată mi-am pus întrebarea cum de Andrei Năstase a reușit să adune așa o echipă de oameni profesioniști care vor o schimbare în țara noastră. Și chiar din primele zile de mandat am simțit sprijinul platformei DA și am obținut 500.000 de lei din bugetul de stat și am reușit să rezolv niște probleme
cu care se confrunta comunitatea. De ce? Eu am încredere în această echipă și știu cu credință mare că dacă o să ajungă în Parlament, o să muncească pentru comunitatea noastră, pentru Moldova noastră să prospere, să fie la un nivel european. De ce îndemn pe toți să voteze platforma DA, să voteze echipa prezentă aici și care nu sunt prezenți. Deci, încă o dată vă îndemn, votați echipa platformei DA. Doamna Corman de la Ciulucani, alături de Mândrești. Mulțumesc mult! Născută la Mândrești, alături. Gata, numai o secundă că să fac înregistrare. Scrutinile electorale sunt un element foarte important al unei societăți democratice. În acești 30 de ani de independență, în Republica Moldova s-au desfășurat zeci de scrutini electorale, parlamentare, prezidențiale, locale, unele mai corecte, altele mai trișate, dar în acești 30 de ani am avut o perioadă de descreștere și economică, am avut o perioadă de descreștere a spiritualității, a vieții sociale. Îmi doresc foarte mult ca ziua de 11 iulie 2021 să fie ultima zi din istoria Republicii Moldova, când această sinusoidă să atingă maxima de jos și să înceapă o perioadă de prosperitate, de creștere economică, de stabilitate politică, de prosperitate culturală pentru Republica Moldova. Iar pentru această creștere avem nevoie de deputați în Parlamentul Republicii Moldova onești, cinstiți, muncitori, oameni care vor pune în valoare tot ce are mai bun acest popor. Această echipă o reprezintă Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, partea căruia sunt și eu, și vreau să îndemn astăzi ca toți locuitorii Republicii Moldova, cei care cred în adevăr, cei care au demnitate, să susțină această echipă, echipa faptelor bune. Sunt mândru că fac parte din așa o echipă puternică ca platforma DA și mulțumesc echipei DATE pentru susținerea care mi-au acordat-o în acești 2 ani de mandat, pentru lucrurile care le-am petrecut în localitatea mea. Și pentru acest lucru vreau să le mulțumesc enorm și vă îndrum ca pe 11 iulie 2021 să susținem echipa Platforma DA pentru a continua faptele bune în localitățile noastre. Stimați cetățeni, timpurile grele nasc oameni puternici. Iar dovada acestui fapt o aveți direct în spatele meu, această echipă trecută prin chin și pară, această echipă care a demonstrat unitate, această echipă care a demonstrat că le pasă de satele noastre, iar ades în satele noastre sunt întrebată cum veți salva satele, ce prevede programul. Zicea și domn președinte, nu venim a promite munții de aur, venim deja cu realizări în spate, iar despre mecanismul care a pornit deja de susținerea satelor noastre s-a vorbit până acum. Felicitări pentru primăriile noastre, vorbesc despre orașul Ialoveni, care a beneficiat de 7,5 milioane lei, Costești, Răzeni, peste 1 milion de lei, Bardă, Ruseștii Noi, Puhoi, Văsieni, sub 1 milion de lei. Acum vin să vă întreb ce ar însemna 25% din impozitele persoanelor juridice. Ce ar însemna pentru orașul Ialoveni 25% din Sandra Leona, agent economic foarte puternic, din Euroaccent? Ce ar însemna pentru Văsieni 25% de la agenții economici Carifero? Ce ar însemna pentru Puhoi 25% de la Ascone? Ce ar însemna pentru Sociteni de la agenții economici de pe traseul Hâncești-Chișinău? Ce ar însemna pentru Suruceni? Deci 25% pentru satele noastre, asta este un mecanism care va porni turațiile dezvoltării și bunăstării populației noastre.
Ceea ce trebuie să ținem minte, că această echipă, echipa Platformei Demnitate și Adevăr, echipa Faptelor Bune, a dat dovadă de determinare și curaj. Și îndemnul meu este să aveți încredere că asta vom continua a face mai departe. Ceea ce trebuie să reținem de asemenea este că avem un singur tur, nu avem dreptul la greșeală. Și nu ne putem baza pe Transnistria, Găgăuzia sau Bălți. Ne bazăm pe noi, pe mobilizare maximă, pe raioanele de centru, pe satele informate și viitorul nostru este în mâinile noastre. Pe 11 iulie dăm lovitura, susținem echipa Faptelor Bune, susținem echipa Platformei DA. Ultimul care finalizează efortul colectiv. Bună ziua, vă salut pe toți. Sunt Vasile Bivol, primarul satului Pecești, raionul Rezina. Vreau să vă zic că pe data de 11 iulie avem șansa de a schimba ceva în țara noastră. De aceea vă îndemn pe toți să mergeți la vot și fără ezitare să votați Platforma Demnitate și Adevăr. Candidații de pe listele cărora sunt cei mai bravo și și-au dovedit prin faptele și prin realizările care le-au făcut în prezentul legislativ. Vă mulțumesc mult și fapta bună ne adună! Stimați concetățeni! Vreau să încep cu aceea în a vă comunica că la 11 iulie este foarte important ca cu toții masiv să ieșim la vot. Este un lucru foarte important ca să ne exprimăm votul. Asta se întâmplă odată la 4 ani. Urmează ca să ne alegem eroii și luptătorii care o să ne apere drepturile în Parlament, în viitorul Parlament. În spatele meu se află o parte din mare echipă a Platformei DA, cu deputații care în decurs de 2 ani de zile au adus atâtea rezultate încât au făcut viața mai bună a tuturor celor din mediul rural și nu doar. Mă mândresc și nu mi-este rușine ca să vorbesc tuturor celor care mă întreabă de ce se sunt Platforma DA, să vorbesc despre domnul Munteanu, despre domnul Năstase, despre domnul Liviu Vov, care s-a implicat și a susținut localitatea Bardăr, acolo unde sunt primar, despre doamna Inga Grigoriu și despre domnul Slusar. Este foarte important ca om să ai demnitate și să promovezi adevărul. Este foarte important ca să-ți piesă ceea ce simte aproapele tău. Este foarte important ca pentru aproapele tău să lupți ca și pentru tine însuți. Eu personal am încredere în această echipă pentru că au dat dovadă că sunt capabili, au dat dovadă că știu ce vor, știu ce fac și știu cu cine trebuie să fac. De aceea, în calitate de primar, în calitate de cetățean al acestei țări, am devenit primar pentru că îmi pasă de situația care se află la mine în localitate. Prin muncă o să demonstrez că lucrurile bune se poate de realizat. De aceea, la 11 iulie 2021, să ieșim cu toții masiv la vot și să demonstrăm că doar fapta bună ne adună, să demonstrăm că în viitorul Parlament o guvernare pro-europeană, pro-cetățeni, pentru prosperitate, nu poate să existe fără Platforma DA. Fapta bună ne adună!